Între două filme și un concert, la TIFF 2017 vă puteți delecta și cu o serie de expoziții de fotografie. Personaje din cele mai diverse personalități din lumea filmului, protestele ultimilor 10 ani și traseul migranților din Orientul Mijlociu spre Europa sunt subiectele pe care le puteți descoperi vizitând expozițiile pregătite pentru cea de-a 16-a ediție a TIFF, Festival Internațional de Film. Discutăm în continuare despre aceste expoziții cu Călin Ilea, care este coordonatorul expozițiilor în cadrul TIFF și de asemenea președintele Asociației Fotopia. Bun găsit, Călin! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. O expoziție foarte importantă care cuprinde o serie de fotografii, Migrant Crisis, se numește, care este și câștigătoarea premiului Pulitzer la categoria Breaking News Photography în anul 2016, a fost adusă aici la Cluj, poate fi vizitată în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania, a fost adusă de Asociația Fotopia, al cărei președinte ești, în colaborare cu o agenție celebră. Exact. Thomson Reuters este o colaborare pe care o avem cu unul dintre editorii Thomson Reuters, e vorba de Radu Sigeti, el coordonează un birou din Polonia. Într-una dintre vizitele sale în România, cunoscându-ne în grupul nostru de fotografi, documentariști și fotojurnaliști, ne-a spus de faptul că la Budapesta există această expoziție și că ea ar putea fi adusă. Noi ne-am dorit foarte mult să aducem o expoziție, spunem noi, relevantă la nivel mondial în România, astfel încât publicul să se descopere fotografie de calitate și fotografie cât mai variată din zona de fotografie documentară și fotojurnalism. Mai departe a fost un concurs de evenimente, am luat împrejurări favorabile. Exact. Am luat legătura cu Laszlo Balog la Budapesta, expoziția între timp plecase în Slovenia, după care am luat legătura cu un fotograf din Slovenia la care se ocupa de expoziție. Am dat o fugă până în Slovenia la propriu cu o mașină, am dat frumos expoziția, am adus-o la Cluj. Și în acest moment clujenii o pot vizita la galeriile Minerva, pe strada Napoca 16, în fiecare zi de la ora 10 până la ora 18, pe perioada TIFF. Bun, deci este o expoziție care vorbește despre criza migranților, care știm că a fost un test pentru unitatea Europei, dacă putem să spunem așa. Această expoziție reunește lucrările mai multor fotografi. Cine sunt acești fotografi și ce au reușit, pe ce perioadă s-a extins practic procesul lor de documentare? Așa este, fotografiile au fost făcute în 2015, pe perioada câteva luni, începând din primăvară și mergând până târziu spre iarnă. Yannis Brehakris din Grecia a fost coordonatorul biroului, iar alături de el au și în expoziție și în grupul de fotografi mai este Stoyan Nenov, Michael Dadler, Laszlo Balog, Bernadette Szabo, Alkis Constantinidis, Sergian Tsivulovic și Alexandros Avramidis. Ei bine, ei sunt fotografii Reuters, sunt coordonați de un editor, în cazul acesta a fost vorba de Yannis Brehakris, și rezultatul muncilor de câteva luni s-a concretizat într-o serie de 17 fotografii, care a primit premiul Pulitzer pentru Breaking News Photography în 2016. Trebuie menționat faptul că acest premiu a fost împărțit cu un alt grup de fotografi de la The New York Times, care au acoperit același subiect. Așadar, galeriile Minerva, de pe strada Napoca numărul 16, între 2 și 11 iunie, expoziția este acolo, poate fi vizitată. Eu am vizitat-o și este impresionantă. Sunt multe alte detalii pe care cei care o vor vizita le pot afla de la fața locului, vizitând această expoziție. Pe lângă această expoziție importantă, sunt și multe altele, ca de exemplu Cosmopolitan Anxieties, o altă expoziție interesantă, un fotograf român, Cornel Brad, care a colindat ceva teritorii. 55 mai exact. 55, Asia, nici mai mult, nici mai puțin, foarte mult. A colindat foarte mult lumea. A încercat să surprindă prin portrete teme legate de anxietate socială. Numele expoziției este Cosmopolitan Anxieties. Spațiul în care se desfășoară expoziția este Casa de Modă. Este acea fostă casă de modă de Paris. Fostă casă de modă, exact. La fel, acolo se mai pot descoperi oamenii programele de
realitate virtuală și realitate augmentată din cadrul Infinitiv. Le recomandăm să meargă, să arunce o privire la expoziție și, bineînțeles, să testeze ochelarii VR și acele săli de proiecții speciale. Practic, această expoziție înseamnă, cum spuneai, o tură prin cele 55 de teritorii din Asia, Europa, America și Africa, iar și colecția foto, care are o diversitate de personaje, din nou regăsim parte din diverse culturi acolo prin fotografiile acestui fotograf român, Cornel Brad, subiectele în principal reprezintă oamenii și anxietățile lor, cum spune el. Așa este, imaginile sunt foarte variate, de la o ghicitoare din Brazilia până la un sudor înconjurat de capete de porc, să zic așa. Sunt tot felul de interpretări vizuale ale artistului ale acestei teme. Sunt o altă expoziție care și mie mi-a atras atenția, este cea lui Christoph, dedicată lui Christoph Keșlovski, care tot la Galerie Minerva parcă e, da? Da, tot Galeriile Minerva, acolo sunt două spații expoziționale, e vorba de un spațiu sus, Galeriile Minerva sus, îi spunem noi, unde este Migrant Crisis, Galeriile Minerva jos, acolo există o expoziție legată de viața și opera regizorului polonez Christoph Keszlowski. Personalitatea lui se exact. Este atât informație vizuală, sunt atât fotografii, cât și citate din cărți pe care la care a contribuit. Sunt câteva premii pe care el le-a luat, reproduse în planșele expoziției și practic se poate urmări un fir narrativ al dezvoltării acestuia ca artist. Vorbim, deci, un artist nominalizat la Oscar, premiat la Cannes, Berlin, San Sebastian, exact. Unul dintre preferații mei, pot să spun. Și eu, vizitând, am avut așa un sentiment așa că am pătruns cumva puțin în acea lume a lui Christoph Keszlowski. Recomandăm și această expoziție din cadrul TIFF. Chiar aseară a fost vernisajul unei alte expoziții importante, Protest, care de asemenea poate fi între 4 și 11 iunie, parcă va fi la Muzeul de Artă. Da. Aseară am avut un eveniment chiar interesant. Ne-am bucurat de prezența în jur de 100 de persoane la vernisaj. A fost o surpriză foarte plăcută. A fost un vernisaj / dezbatere, deoarece împreună cu sociologi și fotografi s-a discutat despre cultura protestului. E vorba în expoziție de fotografii de la proteste care au avut loc în România în ultimii 10 ani, de la proteste sindicale, la Roșia Montana, la protestele de la începutul acestui an. Și expoziția este adusă de cei de la documentaria.ro. Aceste fotografii se vor găsi într-un album foto la care ei lucrează acum, sunt în perioada de precomenzi. Dacă intrați pe documentaria.ro, puteți aflați toate informațiile de care aveți nevoie pentru a comanda acel album. Și dincolo de, să zic, dimensiunea fotografică, expoziția vine cu o inovație tehnologică. Prin intermediul unei aplicații, Artivive, oamenii publicul poate să descopere un nou layer al imaginilor. E vorba de o combinație între tot așa de realitate augmentată, între video și fotografie. Le recomandăm să meargă la Muzeul de Artă, în stânga jos la subsol, începând de mâine de la ora 13 până vineri. Iar sâmbătă și duminică din nou va fi program de la 10 la 18. Iată, cred că am trecut prin toate expozițiile. Oare mi-a scăpat vreuna? Cred că toate sunt. Deci am vorbit despre criza migranților, Migrant Crisis, am vorbit despre cea dedicată lui Christoph Keszlowski, despre protest, despre Cosmopolitan Anxieties, multe și diverse. Da, sunt multe evenimente conexe cu filmul și noi ne bucurăm, deoarece sunt foarte mulți oameni care vin din afara Clujului, sunt oameni care vin la filme, dar mai există și timp morți.
să zic, între două filme îți faci programul așa fel încât să fii cât mai aproape de următorul, dar întotdeauna îți rămâne poate o jumătate de oră, 45 de minute în care poți să te plimbi prin Cluj și să descoperi lucruri noi. Ei bine, astfel de lucruri sunt expozițiile foto pe care noi le propunem. Tu ești președintele Asociației Fotopia, care este cea care a ajutat, a coordonat unele din... aveți multe proiecte în care sunteți implicați. Haide să ne povestești puțin și despre acum, spre final, și despre câteva dintre proiectele pe care le-ați avut sau urmează să le aveți în acest, pentru că faceți și puneți mult accent pe fotografia documentară, ceea ce mie îmi place iarăși foarte mult la voi. Noi, în fine, de asta ne-am reunit anul trecut, un grup de fotografi, un grup de prieteni, pentru că am simțit că fotografia documentară este așa un fel de cenușăreasă a fotografiei, sau este văzută ca o cenușăreasă a fotografiei în România. Ne-am dorit foarte mult să promovăm genul ăsta de fotografie, să o aducem în fața publicului, și astfel s-au născut tot felul de evenimente. În cadrul TIFF am colaborat cu cei de la documentaria la protest, am adus Migrant Crisis de la Ljubljana, iar pe viitor pregătim un col de proiecte pentru Festivalul de Fotografie Documentară In Out Transylvania Photo Festival. Care va fi la a doua ediție, parcă, da? Exact. La prima ediție a fost unde am văzut și am povestit despre familie transnaționale. Așa de asemenea, este. Un alt proiect frumos. Prima ediție a fost anul trecut, ne pregătim de ediția a doua, va fi între 5 și 15 octombrie. Pregătirile sunt în toi, avem patru expoziții confirmate. Aducem artiști, lucrările unor artiști, nu știu dacă vom reuși să-i aducem și pe ei personal, dar avem deja lucrări confirmate din Republica Moldova, din Statele Unite. În premieră pot să-ți spun că va fi și o expoziție a unui fotograf magnum. Rămâne să dezvoltăm în săptămânile următoare informația aceasta, e doar așa un mic preambul. Și îi așteptăm pe toți clujenii între 5 și 15 octombrie la In Out. E festivalul pe care noi ne-l dorim ca încetul cu încetul să crească și să devină reprezentativ atât pentru România, dar și mai departe pentru Balcani, Europa și, de ce nu, la nivel mondial, poate. Vă propuneți să abordați anumite teme specifice sau care sunt în general preocupările colegilor tăi fotografi din cadrul asociației, pe care s-au reunit sub umbrela asociației? Fiecare dintre noi are un alt fel de traseu profesional, să zic așa. Bocaș Loran este fotograf la o revistă din Cluj, Roxy Pop este freelancer, la fel și eu, dar în fiecare an ne propunem să avem o temă a festivalului. Dacă anul trecut a fost vorba de România văzută din exterior și interior, anul acesta tema festivalului este povești de acasă. Acest povești de acasă poate fi interpretat în orice fel de către fotograf, fie că este vorba de spațiul geografic imediat, fie că este vorba de zona în care a locuit, a crescut și provine, fie că e vorba de o țară de adopție sau că e vorba de o zonă în care cineva se simte foarte bine. Există foarte multe interpretări ale cuvântului acasă. Încercăm să găsim proiecte realizate pe o perioadă mai lungă de timp, care acordă o atenție foarte bună subiectului documentat și care ne aduc în față lucruri pe care poate nu le vedem. Cum a fost la prima ediție? Pentru că ne-am povestit puțin despre ce s-a întâmplat, ce urma să se întâmple. Spune-mi cum a fost la final, după ce a tras linie, cum a fost, eu știu, răspunsurile pe care le-ați primit ulterior din partea celor care trebuie v-au vizitat. Trebuie să recunosc că a fost un moment din acela în care inspiri, după care... Ok, s-a terminat, totul merge, tot a fost extraordinar de bine. Da, o provocare pe care v-ați propus-o, prima ediție propus de fotografie. La prima ediție, da, să facem lucrurile cât se poate de bine și lucrurile au ieșit foarte bine. Am primit răspunsuri extraordinar de bune de la fotografi. Am avut fotografi din România care ne-au spus că pentru prima dată s-au simțit foarte bine la un festival de fotografie în România și nu le-a lipsit absolut nimic. Publicul la fel a fost destul de variat. Ne bucurăm să spunem că am avut undeva în jur de 3000 de oameni care au intrat la evenimentele din cadrul In Out. Și la fel, evenimentele speciale, ne-am dat seama că
atrag foarte bine publicul. Acel fotoconcert pe care l-am avut anul trecut și pe care vrem să-l reedităm anul acesta, proiecțiile de film documentar și dezbaterile iarăși au prins foarte bine, răspunsul a fost unul extraordinar. Deci lumea vrea să interacționeze, vrea astfel de expoziții. Exact. Îți mulțumim foarte mult, Călin, pentru că ai fost și ne-a dat niște informații foarte frumoase, interesante. Pe telespectatori invităm la aceste expoziții pe care le-a pregătit cea de-a 16-a ediție a TIFF-ului în colaborare cu voi, Asociația Fotopia. Mulțumim mult încă o dată. Vă mulțumesc și eu. Stimați telespectatori, așadar nu uitați că se desfășoară TIFF-ul în această săptămână. Sunt încă multe alte evenimente pe TIFF.ro, le puteți afla pe toate. Noi ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră cu alte povești, alte perspective legate de multiculturalitate și interculturalitate. Sunt Maria Cinar Jiga și vă doresc toate cele bune. Pe curând!